Imagini incredibile filmate pe șoselele din Constanța. Din cauza vitezei mult prea mari, un șofer a scăpat autoturismul de sub control și a zburat peste un sens giratoriu, fiind ulterior proiectat într-o stație de alimentare. Mașina a fost mistuită de flăcări, iar doi tineri au fost transportați la spital cu răni grave. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un șofer scapă mașina de sub control și zboară peste un sens giratoriu. Ulterior, autoturismul a fost proiectat într-o stație de alimentare. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a luat foc. Nu a trecut mult și întreaga benzinărie a fost cuprinsă de flăcări. Pentru stingerea flăcărilor a fost necesară intervenția a 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, 2 ambulanțe SMURD, precum și echipaj ale Serviciului Județean de Ambulanță Constanța. Ulterior, cei 2 tineri implicați în incident au fost preluați de cele 2 ambulanțe. Cazul se află în atenția polițiștilor, care fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.